Sărbătoarea Dragobetelui din ziua de 24 februarie recheamă întreaga suflare la dragoste, marcând începutul unui nou anotimp, cel în care primăvara dorește să-și recapete supremația asupra întregii firi, dornică să renască. Este prin excelență o sărbătoare a fertilității, fiind ziua constituirii perechilor atât pentru păsări care își fac noi cuiburi, cât și pentru oameni. Ziua de 21 februarie, sala de spectacole Nicolae Manolescu Strunga a primăriei Roman a găzduit un frumos program artistic dedicat acestei sărbători tradiționale românești. Elevii Școlii Populare de Artă din cadrul Centrului pentru Cultură și Artă Carmen Seculare Neamț, coordonați de îndrăgita interpretă a folclorului nemțean Georgiana Șerban-Axinte, au prezentat un amplu recital intitulat sugestiv Dragobetele sărută fetele. Nu uitați.